Am o rețetă pentru voi astăzi, tare dragă mie, ce-i drept, n-am mai făcut-o de mult, dar obișnuiam să fac înainte destul de des, este o plăcintă cu ciuperci. Doar că nu este o plăcintă clasică cu ciuperci, cu foi, mă rog, făcută rulou și băgată la cuptor, este o altfel de plăcintă cu ciuperci. Abia aștept să vă arăt modul de preparare al acestei rețete. Pentru această rețetă avem nevoie de ciuperci, ceapă, usturoi, un ou aluat de foietaj, cimbru uscat și smântână lichidă, sare, piper, bineînțeles. Pentru început o să mă apuc să toc ceapa împreună cu usturoiul pe care le voi pune la călit. Eu prefer să fac astăzi o variantă de plăcintă fără carne, dar puteți să adăugați carne, piept de pui, tot așa tocat bucățele, tăiat bucățele. Îl prăjiți separat și îl adăugați în sosul pe care eu îl voi face imediat. Încingem o tigaie bine de tot, adăugăm ulei de măsline, punem la călit împreună ceapa și usturoiul, le lăsăm așa, cam cât se schimbă culoarea și după aia putem să punem și ciupercile pe care le voi toca și pe ele imediat. Nu aruncăm nimic, punem inclusiv cotorul. O să le tai destul de mari, pentru că vreau să se vadă și să se și simtă foarte bine ce mâncăm aici. Hai că dintr-o dată a apărut altă oală aici, dar mi-am dat seama că în ce am pus inițial nu o să-mi încapă și ciupercile, așa că am pus aici o oală de ciorbă, pentru că vreau să fie plăcinta asta plină de ciuperci. Perfect, ceapa și usturoiul s-au schimbat la culoare, așa că este momentul să adaug ciuperci. Nu le adaug apă, pentru că ele oricum își vor lăsa apă, așa că dau focul la mic și aștept să se gătească puțin în suc propriu, cum ar veni. O să adaug sare, piper, cimbru uscat, după ce ciupercile s-au gătit puțin, o să adaug și smântâna lichidă ca să poată să fiarbă cu totul aici și lasă să se reducă destul de mult. Am oprit focul, ciupercile sunt gata. De fapt, amestecul de ciuperci cu ceapă și smântână lichidă s-a și redus sosul perfect. Dacă trag așa cu lingura, asta înseamnă că s-a format un sos bine legat. Într-un vas în acesta termorezistent pe care îl vom băga la cuptor, o să torn tot acest amestec de ciuperci. Am aranjat bine de tot în tavă și o să vin cu aluatul de foietaj peste toată această umplutură. Am dat și cu ou bătut deasupra, o să pun și niște semințe, m-am gândit acum. O să folosesc un mix din ăsta de semințe, pentru că mi se pare că o să dea un gust foarte bun. Când o să mănânci așa cu totul și o să faci furculița perfectă, asta o să conteze foarte mult. Băgăm totul la cuptor. O nebunie de plăcintă plină de savoare. Acest aluat care s-a făcut așa crocant și cu umplutura asta dinăuntru, Doamne Dumnezeule, este genul de plăcintă puțin mai rustică, fix genul ăla pe care îl găsești pe masă de ziua recunoștinței la americani. Așa că o să vă arăt cum se mănâncă această plăcintă, nu o să mai arate bine. Asta este, va să fie tot timpul foarte frumos. Cu ajutorul unei palete o să iau pur și simplu și o să pun în farfurie. Să am și sos, și ciuperci, și aluat. Vă urez poftă bună și nu uitați să ne dați un like și să vă abonați la canalul Bucătăraș.